Hei, salutare fraților, eu sunt Runner și astăzi ne aflăm din nou pe Ultimate Team. Suntem în divizia 8, 9 puncte în momentul de față. Am luat un disconnect, deci nu se pune, avem 3 victorii, să zicem, din 3, pentru că am luat odată disconnect aiurea, pur și simplu m-a scos din cauza originului. În fine, hai să vedem ce vom reuși noi să facem azi. Pam, 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 pam. Saco are nevoie de contracte. Noi nu prea avem contracte. Dar na. Hai să căutăm. Hai să căutăm. Pam, 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 pam. Ceva contracte. 550. Dar. Dar. Mai degrabă mă duc și le caut eu manual. Pun un preț mai mic și poate reușesc din nou să iau ceva contracte la prețuri. E ok. Hai să vedem ce reușim să facem. Contracts. Gold. Ok, ia să vedem noi, player 350. Eu nu mai știu cu cât luasem, dar luasem destul de bine. E grele, tati, e grele fără coinsuri și vreau să vă pun o întrebare. Să bag sau nu bani pe FIFA? Hai să vedem ce spune majoritatea. Presim că o să spuneți da, începe să bagi bani pentru că na, trebuie. Hai că vedem ce zice lumea. Play match. Hai să vedem, trebuie să-i dăm lui Saco. Așa, aplic consumable. Pam, 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 pam. Avem 8. Ar trebui cât de cât să ne facem treaba cu ele acum. Ideea este că nu știu pe cine să bag. Low ton ăsta ce face? Mama, am bifundat și să obosiți. Asta nu prea mă ajută. L-avem pe Emre Can, ok, îl putem băga. Bă, frate, știi ce am să încerc? Am să încerc și formația asta mai strânsă. Vedem, poate merge mai ok. Bolasie, îl punem pe Emre Can. Low Town în locul lui aici. Deși e right back, nu contează. Musa are ceva. Îl punem în... aici, ok. Nu mai avem pe nimeni din Anglia, din păcate. O să joc așa meciul ăsta, deși băieții mei nu prea au fitness. Hai să dăm create, să căutăm un adversar, să vedem, poate ne găsim un adversar și poate reușim să facem și ceva coinsuri. Da, și încă o dată vă spun, scrieți-mi în comentarii dacă vreți să încep să bag bani în FIFA sau nu, adică pe Ultimate Team, bineînțeles. Aștept comentariile voastre. Hai să alegem echipamentul ăsta, dăm ready și hai să vedem ce echipă are băiatul nostru. Da, echipă de serie A, Icardi, Sharawi, Salah. Interesant, Evra, acolo Murillo, Benatia, Abate, Donnarumma. Echipă interesantă, chemistry 100% și rating 81. Să sperăm că vom reuși să câștigăm. E unul care și-a comandat jocul, pentru care și tricourile astea speciale care le primești atunci când comanzi jocul. Aparent nu va fi ușor și văd că o arde și în skill-uri. Să vedem de acum încolo ce facem. Wilshire către... bine. Obami! Hai bă, frate, bă! Nu cred! Ratează Obami, angul 1 la 1 cu Donnarumma. O primă ocazie aici, greșesc cu Mane. Recuperez. De ce nu mi-l dă pe Mane? I s-a izbit mingea în el și nu mi l-a dat. Ajutor. Oh, Saco. Morții ei de treabă, coaie. Ce gol prost. Băi, ce gol prost, bă. N-a avut nicio ocazie asta. Prima ocazie. Îi pasează prost acolo. Cred că nu știu cine a greșit. Rose. Și luăm gol. Din nou pasă greșită. Pasă greșită acum și pentru el. Bine că se mai întâmplă și lui măcar, frate. Hai, Oscare. Bine, Oscare. Revenim în meci. Mama, e de treabă. Păi revenim în meci, mă. 1 la 1, minut 35. Ui, ceapă ei. Bine, Oscar. Bine, Oscar. Hai, Mane. Mane. Oscar. Bine, Oscar, dubla foarte rapid. Bine, bă, băiatule, bă, 2 la 1 pentru noi. Oscar face dubla rapid și aparent s-a accidentat sau ce căcat a rămas pe jos acolo. Hai că s-a ridicat. S-a ridicat Oscar al nostru, care face dubla în
3 minute, 4 minute, hai. Maxim 4. Maxim 6. Bă, ce am făcut? Ce am făcut? Musa! Băi, coaie, cum să-mi ratezi așa, mă? Băi, după ce am făcut o fază superbă cu Aubameyang, Musa ratează singur cu Donnarumma, dar grav de tot a ratat, tati. Se vede că nu e atacant. Nu e atacant de finalizare. Hai, ai, ai, doamne. Ce fază de căcat. Hai. Hai, Musa! Băi, du-te, dracu, Musa. Din nou ratează Musa. Doamne, frate. Da, se termină prima repriză. E destul de ok. Uite, ăsta n-are niciun șut. A avut șutul ăla. Aparent nu i s-a pus. Dar atât. Atât a avut. Șutul ăla și atât. A dat un gol. Deoarece i-am pasat un minge, dar în rest n-am mișcat. Eu am mai avut câteva ocazii. Musa mi-a arătat două foarte importante. Ce să-i faci? N-ai ce să-i faci. Puteam să profităm acum de un probabil rage quit dacă marcam de două ori cu Musa. Hai să vedem. Hai să vedem Aubameyang. Hai Aubameyang. Aleargă Aubameyang. Băi, du-te, băi, nu te cred. Nu te cred, frate. Nu te cred, frate. M-am descurcat și eu prost, într-adevăr, cu Aubameyang acolo. Puteam să o fac mai bine. Hai să vedem, Mane. Aubameyang! Nu, era Musa. Iar ratează Musa. Iar ratează Musa. A treia ocazie pe care o ratează de unul singur, Musa. Hai, Aubameyang. Hai, Musa, dacă ratezi și de data asta, să te ia dracii. Să te ia dracii, dar nu mai ratează Musa. Nu mai ratează Musa și facem 3 la 1, fraților. Practic, cred că închidem meciul în momentul ăsta. 3 la 1 pentru noi. Bun aici, foarte bun șutul lui Musa. Uite că cu dreapta dă bine. Cred că o să-l schimb de acolo. O să-l pun pe partea asta. Musa. Musa îi dă cu sprint. Musa. Mane, 4 la 1, bă, băieți. Băiatul vostru sparge din nou tot. 4 la 1 și în acest match. Bun așa, hai. Nu cred că mai vedem rage quit-ul, pentru că na, suntem într-un moment de final aici. De obicei nimeni nu dă rage quit când mai lipsesc câteva minute. Hai. Musa! Nu cred. Trecem pe lângă 5 la 1 aici. În fine, va fi și corner. Ne-am descurcat bine în meciul ăsta. Puteam să marcăm și aici 5-6 goluri ca lumea. Încă o dată corner. Hai. Chemăm acum om. Hai să vedem o pasă. N-ai mă. De ce a dat-o tocmai în spate? Era ala lângă el. Hai. Hai, ia-l. Ia-l. Hai, cuțu. Hai, cuțu. Hai, cuțu. Emre Can. No. Bine, în fine. Se termină 4 la 1 pentru noi până la urmă. Am fost conduși cu 1 la 0 dintr-o greșeală prostrească de-a noastră. Am ratat o grămadă de ocazii, sincer. A ratat și Aubameyang, a ratat și Musa. Putea să fie mai rău pentru el. A avut un singur șut băiatul ăsta. Singur șut pe poartă, noi am avut 6. Și dacă mai câștigăm un meci, am câștigat și titlul. Mai avem 5 la dispoziție, deci practic până acum n-am pierdut niciunul, în afară de acel disconnect infect. Deci până acum, dacă am pierdut meciuri, în general vorbesc, a fost din cauza că am luat disconnect des. Cam așa a fost treaba. Hai să punem și pe Mustafi aici, pentru că foarte obosit Sako. Și da, să vedem. Deocamdată merge bine treaba. Merge bine, bă, băieți. Firenze și ăsta e italian, ok. Alegem tot echipamentul ăsta galben, pentru că e foarte, foarte... Ok, așa, hai să dăm ready. Oare găsim un adversar să ne pună și nouă cap acestui șir de victorii? Balotelli și Niang în atac, Salah, Bonaventura, Verratti. Da, echipă interesantă. Balotelli și cu Niang sunt foarte buni pe atac. L-am avut și eu pe Niang cândva, tot în FIFA 17. Și să știți că se descurca bine. Are fizic și are și viteză. Și asta e important pentru
pentru FIFA 17. Holy shit, era offside. Wildback din nou a plecat. Acum chiar că nu-l mai prindem. Nu-l mai prinde băiatul nostru. Și nu se poate, se răda în portar de acolo. Holy shit. Hai băi, Wildback. Oh, penalti. Penalti, fraților. Ce a făcut ăsta? A intrat prin alunecare și l-a faultat. Exact. Fuck. Haha, norocos penaltiul ăsta. Hai să vedem. Băi, a sărit pe minge, am avut noroc. Am avut noroc aici, a sărit pe minge. Ce tare. Băi, cum a trecut? A trecut pe lângă mâna lui Donnarumma acest șut. În fine, oricum, la cum am jucat, cred că se merita un pic. Nu prea am avut ocazii, cei drept, pentru că am greșit în ultimele momente. Să vedem. Hai să vedem, l-am prins. Da, l-am prins și dau cu dabu. Hop, 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 hop. Nu știu, îmi place schema asta, enervează adversarul, așa am eu părerea că e o schemă, e o celebrare asta enervantă. Oricum, fraților, 2-0 aici, după ce am marcat cu Welbeck din penalti, facem 2-0 tot cu Welbeck. Hai, Welbeck! 3-0. 3-0 aici, greșeala lui. A făcut preluare în gareu și Musa numai cât a atins un pic. Hop! Și a băgat golazo. 3-0. Welbeck. 4-0. Final aici. Musa face și el dubla, cei drept. Golul a fost făcut de Welbeck. Îmi place Welbeck. Îmi place. Se descurcă. Bun aici, bun aici pasa și vedem un rage quit, da, am câștigat titlul, 4500 de coinsuri, ok, boss, altru 1500 de coinsuri, avem 5000, pă, cine mai luăm noi? Cred că nu luăm pe nimeni, au rămas toți săraci fără contracte. 100% chemist. Ok, știam eu că o să meargă. Și lăsăm așa, hai să mai facem un match, hai să mai căutăm un adversar. Să încercăm să câștigăm, bineînțeles, fraților. Ne descurcăm bine oricum. Merge treaba până acum, sunt mulțumit de cum merge. Tot un italian ne-a picat. Ok, aleg... echipamentul ăsta galben cu care probabil am jucat cel mai mult în ultimul timp. Cred că toate meciurile de până acum, cel puțin ultimele 5-6 meciuri, numai ăsta l-am folosit. E echipă de Bundesliga. Nu e foarte interesant. Adică am văzut că în loc de atacant are un right, un mijlocaș dreapta. Curios. Să vedem. Musa scoate horn. Shoot bun al lui Musa. Am grăbit și am greșit. Tasta Welbeck! Peste! Băi, băiatule! Hai că l-am prins! Hai, du-te, Welbeck! Doamne, frate, singur acolo. Nu știu cum să ratezi așa. Hai, mă! Hai! Bine, ai bă frate, bă, lasă-o mă dracu, mă, offside, cum pana mea a fost offside? Nu știu cum a putut fi offside la faza asta, sincer. Hai Musa. Emre Can, băi, băiatule, băi, tot mi-au ratat mă ăștia, m-au omorât azi. Da, curios că am avut o grămadă de ocazii, asta n-a avut deloc. Și iau gol acum. Holy shit, era să iau gol dintr-o prostie. A doua ocazie a ratatului și era să-mi dea gol. Băi, ai mei strups toți. Uite la ei cum arată. Hai mă, Welbeck îți sare mingea. Minutul 90 îți sare mingea lui Welbeck. Aoleu, puteam să-mi scriu aici. Ok,
Stați să vedeți aici ce... ce statistici. Ok, boss. Ok, ok, ok. A. Începem tocmai bine. Începem cu un egal. Divizia 7-a. Asta e treaba. Merge și așa. Și cam atât pentru acest episod de Ultimate Team. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să apăsați butonul de like. Și ne vedem data viitoare. Ceau, băieți!